Mulți dintre ei pleacă din fermă sperând că la întoarcere vor deveni fermierul săptămânii. N-au nici cea mai vagă idee despre ce urmează să se întâmple. Regret că se termină mandatul Dianei și nu știm cine va fi următorul fermier. Sunt pregătit să lupt împotriva lui Moroșanu. Asta din prima zi. Am luptat împotriva lui încă din prima zi la duel și atunci abia aștept. Moroșanu, pregătește-te! Da, bine ați revenit în arenă! Hai să stăm jos! Bine v-am găsit! Am intrat în arenă și, sincer, mă așteptam să fie ciudată situația pentru că Brigitte nu a ales pe nimeni fermier. Și nu știam ce se întâmplă. De ce venim să-l alegem, să ne alegem fermierul șef la duel, dacă el nu are cu cine să se dueleze? Bine ați revenit în arenă. V-am chemat să votăm. V-ați gândit pentru cine ar fi potrivit pentru acest rol pe care îl cunoașteți deja pe de rost, fermier șef? Uite, încep de la Silviu. Silviu. Alegerea mea pentru săptămâna asta este Remus. Ioana. Remus. Eu oricum cred că doar trebuie să fiu. De ce crezi tu ești asta? Nu știu, am eu un feeling. Este cel mai pregătit din casă, o să dea tot. Sunt convinsă de asta. Două voturi deja pentru Remus. Cătălin... Îl votez pe Remus, am încredere în el și îl văd brândos puternic. Trei voturi pentru Remus. Marius. Nu am altă propunere, tot pentru Remus votez și eu. Remus, Superman. Ai primit titlul de fermier șef al săptămânii. Bine. Bro. Mă bucur că am fost propus fermier șef de către colegii mei. Acum rămâne de văzut adversarul, dacă va fi sau nu pe măsura mea. Ești pregătit pentru un duel? Bineînțeles. Dar cu cine? Hai să vedem cu cine te vei duela. O văd pe Brigitte că intră pe ușă cu bandiții, cu cei pe care i-am eliminat în prima săptămână. Credeam că le-am văzut pe toată în viață, dar se pare că m-am înșelat. Ce Dumnezeu e aici? Ne-am întors în timp? Ce s-a întâmplat? Au plecat, dar n-au plecat? Din nou aici? Ce urmează? În momentul intrării noastre în fermă, am așteptat clipa reacției lor. Și reacția a fost așa și așa. Gen s-au bucurat, dar nu prea. Ți-a fost doar de mine, mă? Ți-a fost doar, a? Prima mea reacție și care a fost, arătau prea bine. Eu nu știu unde au stat ei. Eu arăt mai rău ca ei. Ia uite ce față am. Zici că... îți ca țapul tras... Ajungând aici, mi-am adus aminte de seara în care ne-am despărțit și am pierdut proba. Și cred că acum este momentul să merităm că... aici este locul nostru. Nu știu bandiții ăștia unde au stat și ce au făcut, dar adevărul e că arătau bine. Bă, ce faci, bă, băiatule, bă, 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 dacă nu, eu te și rău, de nu știu exact ce au făcut ei și unde au stat, dar n-arătau deloc rău. Din punctul meu de vedere, aveau hainele mai curate decât le avem noi. Ce, mami? Mă, pată, mă. Ce faci, fetița? Cel mai tare, m-am bucurat să o revăd pe Luna. Și, sincer, sunt convinsă că și ea a fost foarte bucuroasă să mă revadă. Mi se par schimbați. Moro este cel mai schimbat. E foarte slăbit și nu știu care este adevărata lor stare, nu știu care este adevărata lor poveste, nu știu care sunt găștile. Poate vă întrebați de ce e Brigitte aici, că m-am uitat și la fețele voastre când a intrat Brigitte. Ei bine, mi-a făcut plăcerea de a vota. Dacă ați fi avut puterea să salvați pe cineva, pe cine ați salva? Și cu o majoritate absolută a fost Brigitte. De aceea Brigitte e în continuare în fermă. Brigitte! Am fost foarte atentă la privirea Ioanei. Am vrut să văd dacă mi s-a părut sau nu. Și din păcate nu am văzut deloc căldură și dragoste în ochii ei. Mai mult decât atât, nu mi-a plăcut ceea ce am văzut. E, Cristi m-a lăsat în pădure. Da, așa face Cristi. M-a lăsat în pădure, mi-a dat o lanternă. Pe drumul care îl vezi înainte, vei găsi o cabană. În noaptea asta, acolo vei dormi.
Am ajuns într-adevăr după mult timp la un fel de cabană și au sărit toți pe mine, foarte bucuroși. Nu mă așteptam ca Brigitte să se reîntoarcă. A fost o surpriză frumoasă. S-a uitat cam mult la mine, nu știu de ce. Deși eu am votat-o ca să se întoarcă, da? Acum nu știu, poate mi s-a părut mie, poate... Na. Eu am fost lângă ea și când a plecat și după ce a plecat, am fost lângă ea. L-am văzut pe Moro și mi s-a părut că se bucura că mă vede. În rest, chiar nu m-a interesat. De azi înainte și voi locuiți în ferm. Mie mi s-a părut puțin fățarnici, toți. Nu, deși încercau să ne zâmbească, privirea lor spune altceva. Însă noi nu vom juca la fel ca ei. Ne-am restrâns atât de mult, acum cercul a redevenit mare, suntem 13 și trebuie totuși să ținem minte că va fi doar un singur câștigător. Îmi doresc să rămân ultima fată în fermă și am luptat până acum pentru asta. Indiferent câte fete au fost în jurul meu, mi-am asumat, iar dacă era să ajung într-o luptă, aș fi ajuns cu capul sus. Doar că jocul ăsta parcă nu se mai termină. Văd că vin din nou și din nou și din nou alte fete. Ce să zic? Hai la treabă! Astăzi și din gașca bandiților va trebui să alegem un fermier al săptămânii. Încerc să zâmbesc, să pară că toate sunt bune și frumoase și că sunt fericit. Sunt doar surprins, nu pot spune că sunt neapărat fericit. Camara, încep chiar de la tine, că ești lângă mine. Propunerea mea e Pastrana. Camara știe că sunt cel mai puternic și sunt singurul care poate să lupte cola corp cu Remus și să-și înving. Gianina. Ținând cont de atitudinea lui și atunci când se enervează, aș vrea să pună în aplicare acum nervii lui, Pastram. Otilia, experiența ta din ultimele săptămâni cred că și-a pus amprent. Sigur. Astăzi vreau să-mi dai un nume. Clar, Pastram, e fratele meu și am tot așa trei voturi. Este primul meu vot pentru fermierul săptămânii. Este foarte important. Trebuie să le arătăm că suntem uniți, că suntem o forță. Florine, trebuie să propui și tu un nume dintre ceilalți. Bineînțeles. Fratele meu de culoare, Camara. Orniela. Pentru Remus, cred că cea mai bună variantă este 52, adică Pastramă. Bun. Au rămas 52? Fac tot posibilul să câștig. Nu vreau să las pe bandiți, pe fetele mele sau pe Brigitte. Vreau să fiu fermierul săptămânii. Vali? Eu, ca să descurajez puțin adversarul, dacă e așa, aș putea să spun că oricare dintre noi ar putea fi fermierul nu doar o săptămână, ci până la sfârșit. Dar astăzi îl votez pe Camara. Vali l-a votat pe Camara, doar să-mi arde mie că nu mă place. Brigitte? Eu aș vrea persoana care m-a primit alături de el în pat, care m-a învelit astă noapte, persoana care a făcut căldură atunci când am tremurat pentru că aveam doar o păturiță foarte subțire, este Pastramă. Brigitte, parcă este supărată pe mine. Eu cred că vrea război. Pastramă, te rog frumos să te duci acolo lângă Remus. Voi vă veți duela pentru titlul de fermier al săptămânii, bro! Cel mai bun să câștige. Remus este cât un dulap, dar am metodele mele. O să-l învic fără probleme. Se pare că ei au încercat să meargă la intimidare. Ne-ați dat unul mare în față, păi hai să vedem și noi ce avem mai mare. Și ce să vezi, al nostru e mai mare. Mă așteptam să leagă pe Pastramă, pentru că era un război la categoria grea. Și clar că în momentul când l-au văzut pe Remus, Pastramă era cea mai bună opțiune. Aveți în fața voastră o platformă pe care va trebui să luptați doar cu ajutorul acestor perne. Cel care va reuși să scoată adversarul de pe platformă va câștiga. Veți lupta 5 runde. Cel care câștigă 3 runde din 5 câștigă proba. Nu aveți voie să loviți adversarul decât cu pernă. Dacă ați căzut de pe platformă, ați pierdut runda. Sunt curioasă dacă aceste perne par atât de inofensive sau au un rol în lupta asta. Mă gândeam eu în creierul meu că eram mai potrivit pentru această probă, pentru că sunt pregătit pentru așa ceva. Am făcut 6 ani de rugby, eram puternic, aveam garda joasă, aveam avantajul de ștanf, de tot. Proba asta mi se potrivea mie. 3, 2, 1, start! A ieșit! A ieșit! Așa, Pastramă! Florina a ieșit cu piciorul afară acolo, Remus câștigă prima rundă. Florina, voi, Florin!
Da, cineva ar cam trebui să-i dea o lecție lui Pastramo. Mă bucur foarte mult că Remus a câștigat prima rundă. Suntem în formă. Cred că o să câștige și pe a doua. S-a mișcat foarte bine. Am încredere foarte mare, Remus, că o să câștige tot duelul. Florine, direcția e aia. Du-l acolo! Du-l că poți! Ești un munte de om! Atenție! Du-l acolo, le dau Florine! Eu start acum. Linia de demarcație! Linia de demarcație! I-am fost un fel de antrenor pentru lui Florin azi, l-am îmbărbătat, i-am spus, focusează-te pe ce ai în față, n-auzi nimic, nu te uita, nu te gândi la nimeni altcineva decât la omul din fața ta. 3, 2, 1, start! Ok. Cine, mă? A căzut jos! Cine, mă? Bravo, mă! Cine, mă? Așa, cine? E foarte înșelător să folosești pernele și atât, pentru că oricând perna îți poate scăpa din mână, poți efectiv să, din cauza instinctelor, să dai drumul pernei și să-ți folosești mâinile goale, ceea ce în momentul de față, teoretic, e împotriva regulilor. Florin a pus din nou piciorul afară, nu-i nimic, este abia a doua rundă, mai avem încă una importantă. Deci, decisivă! Hai! 3-0! Hai! Hai! Pastramă! Ține perna așa, pastramă. Așa, și intră în el! Pastramă! Atenție! 3! 2! 1! Start! Multă tehnică! Stop! A ieșit! A căzut prima oară! 2-1! 2-1 și-a revenit Pastram al nostru! Bravo, fratele nostru! Este o rundă care poate fi și decisivă, și nu. Atenție! 3, 2, 1, start! Stop! Pastramă ridică pe Remus ca pe un bebeluș. L-a luat cât de mare Remus, s-a luat și l-a trântit într-o parte. Foarte puternic, Pastramă. Ia asta în mână! Ok, stop! Este remiză. Doar cu perna. Doar cu perna. Este multă adrenalină. Atenție, proba asta nu se pune în remiză. Deci nu mai luăm mâinile de pe pernă. Mișcările acelea de judo a fost orgoliu acela bărbătesc. Când e adrenalină și vrei să-i arăți unui om să stea cu minte că tu ești cel care îl domină. Ce să facă pasama cu pernă? Eu sunt bărbat. Pernele sunt pentru fetițe. Eu nu sunt fetiță. Deci să ne înțelegem. Noi în fermă avem niște reguli. Și cred că regulile principale este să nu ne omorâm între noi, să nu ne accidentăm. Știu că ați venit din pădure, din sălbăticie și că ați avut o viață grea, dar aici avem niște reguli și trebuie să le respectăm. 3, 2, 1, start! Nu luați mâinile de pe pernă! Amândoi, bravo, Florine, amândoi, cu perna, bravo! Cu perna, cu perna trebuie, frate, păi ce facem aici? Amândoi au fost cu o mână pe pernă, hai! Păi, Pastramă se luptă ca un luptător de MMA, frate. Nu respectă regulile, dar pune foarte multă pasiune. Când ești în ring, ai o singură șansă, aceea de a câștiga. Nu există doi câștigători, există un învingător și un învins. Așa că trebuie mereu să ai grijă să fii învingătorul. Toate probele în care luați mâna de pe pernă sunt anulate. Deci am trecut două probe nule. Dacă se întâmplă și a treia oară, celălalt care luptă cinstit va câștiga proba. Atenție! 3, 2, 1, start! Bravo! Doar de tehnică. Auleu, 2-2. Brodere, mai dă-le o boabă, 3-2, și am plecat acasă. Fermier șef te vreau, ai înțeles? Este 2-2. Da? Focusează-te, bro. 2-2, haide. O mișcare de tehnică inteligentă. Suntem aici cu tine, frate. A adus. Dar să uite lui Cristi. Egalitate. La egalitate, exact. Egalitate. Trebuie să te mâncați așa. Acum te concentrezi. Așa. Concentrezi, da? Îl mănânci, Flo. Pac, Flo, îl mănânci. Te văd rău. Florina, ești Pastramă, îl mănânci, mâncați așa. Haide! Intrăm în runda decisivă. Cine câștigă această rundă va fi fermierul săptămânii. Atenție, nu luați mâinile de pe pernă, pentru că altfel pierdeți proba. 3,
2, 1, start! Asta e brava! 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 Aluneca singur! Aluneca! Aluneca și a ieșit, nici nu l-a atins. Bravo, Florine! Strategia lui Pastramă pe ultima rundă a fost de eschivă. Ne-am dat seama că asta era cea mai bună metodă de a-l pofti pe Remus. Remus a alunecat. A alunecat și a căzut afară. Și cred că avem nevoie de medic. O secundă, pentru că e o problemă. Gata. Respiră, 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 respiră. Doar atât. Respiră ușor. S-a lovit la genunchi. S-a lovit la genunchi. Interior. Da, da, da. S-a lovit. Lasă, stai aici. Doar. Stai aici, calul. Respiră. Stai aici, calul. Stai lângă tine, respiră. Doar respiră. Da? Vedeți ceva acolo? Întorsă, întorsă. Întorsă. Și ce înseamnă gips? Adică, nu neapărat. Nu neapărat. Pune acum, nu, dar... E întorsă. Întorsă. Nu iasă din genunchi. Nu iasă. E întorsă. Da. E cea mai urâtă. Întorsă la genunchi. Ah. Eu le știu pe astea că sunt la fundbal groaznici astea. Mi se rupe sufletul să-l văd pe Remus accidentat, doar că, sincer, în momentul de față, nu cred că mai contează dacă a câștigat sau nu. Important este să facă el bine. Ia, mă rog, hai toți. Mă rog, hai. Să pună mâna pe umeri voști și să meargă în ușor, da? Da, ușor, ușor. Ușor. Hai, bro, ia mâna pe ea, așa? Hai, dă-l încoace. Mi-e greu să mă pun în postura lui Remus să lupt în felul în care el a făcut-o cu Pastramă, dar a dovedit că este un bărbat adevărat. Îmi pare foarte rău că s-a accidentat Remus. Nimeni n-ar fi vrut așa ceva. Sper să fie bine. Chiar m-a îngrijorat. A fost o luptă fantastică între doi grei. Părea o probă ușoară, dar a fost, din păcate, o probă terminată cu accidentarea lui Remus. Am revizionat casetele ca să fim siguri de rezultat. Și deși ai luptat ca un leu, Remus a câștigat. Nu, e adevărat. Cristi, a pus primul picior, să mai uite o dată. A pus el primul picior. Chiar n-a ieșit. Nu, n-am pus deloc. Cristi, uite de tot, te rog. Ne-am uitat, s-a uitat. Atenție, o secundă. Nu. În momentul în care Remus a pus piciorul jos, era după ce Florin a lăsat perna din mână. Am spus foarte clar că dacă și a treia oară e împins cu mâna partenerul și ai lăsat perna din mână, proba ajunge în favoarea celuilalt. Asta s-a întâmplat. Remus a pus într-adevăr piciorul, dar asta după ce tu erai fără pernă și îl împingeai cu mâna. Remus este noul fermier al săptămânii. Bravo, Remus! E Remus! Remus! E bravo!